sfârșit. Azi mă apuc de chefuit cu toți prietenii ce am. Am făcut 18 ani. Așteptarea l-a sfârșit. Azi mă apuc de chefuit cu toți prietenii ce am. Am făcut 18 ani. Am făcut 18 ani. Și azi mă petrec cu ei, cu prietenii mei. Sus, sus, toate paharele am spus. Să curgă șampania, azi ziua mea. Noi suntem echipa surprize la domiciliu și cineva drag a vrut să te surprindă în seara aceasta, cineva care te iubește foarte mult, te-a invitat alături de tine. Știi? Da. Ia să vedem, să vedem cu toții, sunteți curioși? Da! Dacă știe! Sau e? Mami! Unde este doamna mami? Doamna mami, știți ceva de prezența noastră? De cât pe mami ai ales-o? Și bunicii mei. Și bunicii. Păi da, noi am vorbit o domnișoară, să știi la tine. Vreo verișoară, vreo prietenă, vreo admiratoare, ceva. Cine să fie autorul surprizei? Eu! Bun! Tortulețul spunea ceva din partea cui venim. De data asta nimic, la mulți ani, Răzvan. La mulți ani din partea noastră. Avem un mesaj, în schimb. Să vedem din partea... Nu, în primul rând să ne spună numele fetei. Și după aia mesaj. Așteptăm! Zi, tati! Am zi, ia la rând! Te-a zis că să-și plau rămâne. Ia să-mi sunt multe, a? Păi care din ele? Nu, de cum? Ioana! Băi, tu te gândești ca și mie fiind cea mai zis. Spune! Nu, așteptăm numele până să continui. Spune-ne numele fetei. Maria. Maria? Cine e Maria? O cunoaște cineva? E prezent aici? Un bărbat stătea în locul în care mai ieri era un copilaș drăgălaș. Acum nu te mai pot duce în brațe, dar cu siguranță te duc oriunde cu mine, în inima mea. Ne-ai oferit atâtea motive de mândrie și momentul în care suntem cei mai mândri este atunci când spunem tuturor că ești fiul nostru. Te iubim acum și pentru totdeauna. Din partea părinților tăi venim, Dani și Mădălina, și a bunicilor Costel și Marinela. Din partea lor venim astăzi. Rostul meu în asta lume nu-s decât băieții mei. Yeah!
Un pic mai tare, că presupun că mâncare-ți de dimineață. Păi bun, și cu melodia aceea acum de la... Mai tare, mai tare! Bun. Răzvan, dorința în gând și suflătare. Membeu! Bun! Bun, Răzvan! Și cum te sunți la 18 împliniți azi? Bun. Păi și eu mai am o nelămurire. Surpriza de la părinți și bunici și când pusești dorința te gândești la fata aia, la Maria? Băi, e corect așa? Ori la BMW? Spune tu, e corect? Nu vrea să fie sentimental acum. E dorință, nu să spune. Nu, eu îl întrebai dacă e corect sau nu. Ca să par sentimental. Bun. La băi, spuneți-i lui, iubitul meu nepoțel? Iubitul meu nepoțel, stai în vreo sănătate multă și multă fericire. Bun. 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 Acum. La mulți ani, am atât de iubit, da, dar înainte, acum nu mai mă mai gândesc puțin. Vedem pe viitor, da? Este, mi-a rămas puțin cam mare și de asta mă mai gândesc. Mai mică decât el, am 16 de ce plus, dar e ok. Nu mă știam să nu mi se doar un căpere. Din partea noastră, cel mai bun prieten, de când te cunosc și de când te-ai născut, ești cel mai bun prieten, chiar dacă ne-am certat. Tu știi foarte bine că ne-am mai certat. Îți doresc să fii sănătos. Să ai parte de toate dorințele, trebuie să ne gândesc. Bun! Îmbrățișare și pupic! Perfect! Aș copila să am ce boteza. Doamna Nașe, ceva mai mult, doamna Nașe, nu doar atât. Hai, Răzvan! Hai, Răzvan! Hai, Răzvan! Hai, de bunicii mei, care iubesc cel mai mult. Mai tare, tati, că mâncați de dimineață. Bunicii și părinții și fratele meu, cât și țin foarte mult la toți prietenii mei care participă la acest bunici. Doar atât? Da. Bine, tati! Bun.
Haide! De ce nu să nu? Dă-i drumul la muzică! Bun! Ai tăiat prima feliuță din tot tău de 18 anișori. Ai pus-o pe farfuriuță. Acum întrebarea mea e următoarea. Cui îi oferi prima feliuță? Alegi, ascultă-mă, alegi o singură persoană din toată lumea de aici până te gândești. Bă, păi și feliuța nu e însoțită de nimic? Să vedem ce îi spui. Hai să te văd. Hai, îi spui ceva lui mami? Spune acum. Bun. Doamna mami, ați avut onoarea de prima feliuță din tortul Răzvan de 18 anișori. Acum vine o întrebare și pentru dumneavoastră. Pe lângă faptul că va demonstra că vă iubește cel mai mult din toată lumea de aici, ar trebui să-i spuneți ceva pentru chestia asta, dar urmează întrebarea roșie pentru dumneavoastră. Cui oferiți prima linguriță din prima feliuță a tortului lui Răzvan de 18 anișori? Bun! Hai cu muzica! Bun. Tu ai avut onoarea să deguști primul tortulețul Răzvan de 18 anișori. Așteptăm să vedem ce îi spui. Păi mami ți-o oferi lingurița. Păi și la frățior că îl degustași primul? Păi e bun, nu e bun? Bun. Pupicu? Rămâneți cu toții, vă rog.